întreabă oamenii dacă sfințează postul. Sfințește postul în apă. Da. Masca și postul în apă. Slavă ție. Biruindu-te cu puterea Dumnezeirii, sufletul tău de la trup s-a despărțit, căci a rupt amândouă legăturile a morții și a iadului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Mă acoperă pământul, voind eu, dar spre mântuirea noastră, celor ce cântăm, ispăvitorule Doamne, binecuvântat ești. Spăimântează-te, înfricoșându-te cerurile și să se clatine temeriile pământului. Veniți de luați lumină, veniți de luați lumină, veniți de luați lumină.
ajută-i Dumnezeu. Au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Dumnezeu cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpeteniilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Asta la trecători, noi vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă de până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit și pe pământ. Mergeți de aceea și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Amin. Slavă ție, Doamne! Yeah.
apropiat. De ce ați venit în această seară aici, la Vlădiceni? Așa venim de fiecare an. Venim aici la Părintele. E o tradiție, nu? Nu e tradiție. E duhovnicul nostru aici și aici venim în fiecare duminică. Și... Sunteți din Iași sau stați? Da, suntem din Iași și venim aici, la Vlădiceni. Ce tradiții fac ieșenii în această seară sau credincioși în general? Învierea lui Iisus Hristos. Nu e o tradiție, este învierea lui Iisus Hristos Fiul Dumnezeu. Ați adus la sfințit Pască cu zonac ouă? Da, așa cum se aduce de obicei la noi în Moldova. Mulțumim! Hristos a sărbători frumoase! Hristos a înviat! Ce faceți? Ați venit să luați lumină? E normal. Ce sărbătoresc creștinii astăzi, în această seară? Nașterea lui Iisus Hristos, nu? Nu? Hai că mă grăbesc. Hristos a înviat. Hristos a înviat. De ce ați venit în această seară aici, la Vlădiceni? Păi sunt pentru că sunt aici vecinul mănăstirii și pentru suflet, și pentru credință, și pentru tot ce e mai frumos. Dintotdeauna veniți aici sau ați mai fost și la alte biserici? La alte biserici. Și unde este mai frumos? Toate, peste tot e frumos. Credința este unică, cred eu, părerea mea. Fiecare crede ceea ce vrea. Ce fac creștinii în această seară? Normal ar trebui să stea la slujbă și să întâmple învierea lui Hristos așa cum este frumos și normal să fie. Ați adus la sfinții Pască ouă cozonac? Nu. Nu obișnuiți să faceți această tradiție? Ba da, este foarte frumos, am văzut la părinții mei, dar place și mie. Dar nu am doar așa pentru suflet și pentru familie. Sărbători frumoase să aveți. Mulțumim frumos, Hristos.